A început când am venit de pe insulă, cam la vreo săptămână, jumate, ceva de genul. Am avut o discuție cu ea, unde ne-am ciondănit un pic. Și la început am primit un mesaj pe Instagram de la o fată. Și mi-a zis, pot să-ți spun ceva, Dani? Zic, da, sigur. Iubita ta vorbește cu iubitul meu. În momentul ăla m-am gândit la Mădălina, pentru că Mădălina era actuala mea iubită. Și am întrebat, care iubită? Îi face fata cu care ai poze pe Instagram. Atunci am revenit că era vorba de Maria. Și i-am spus că nu mai am treabă cu ea, am intrat în vorbă, am discutat, mi-a spus ce discuții ar fi văzut că au existat între iubitul ei și Maria. Și ulterior ne-am văzut și cam asta a fost. Iubitul ei de atunci fiind Beni. N-aș vrea să-i spun numele. Mi l-a spus Maria, să știu. Ok, dacă l-a spus Maria, atunci înseamnă că îl știi, deci nu trebuie să-l mai spun. Nu Adriana o chemă. Tot cu asemănător numele, dar nu Adriana. Nu vreau să-l spun din cauza, poate nu ar vrea să-și audă numele de asta. Nu pot să zic că am neapărat un motiv pentru care am făcut acest lucru. Cum s-a spus, cum am mai văzut niște testimoniale, că l-am făcut din răzbunare sau l-am făcut ca să aflu niște chestii ce se întâmplă între Beni și Maria. Nu, greșit, pentru că Beni cu Maria au avut treabă după ce am avut eu treabă cu această fată. Asta trebuia să se lămurească, s-a înțeles greșit, acea fată a fost și ea un pic mincinoasă, m-a mințit și pe mine, și pe Beni, și pe Maria, care ulterior se ciondăneau, acum au devenit prietene, nu știu, nu mă interesează, doar că eu, când am avut treabă cu acea fată, am avut înainte de relația lui Beni cu Maria. Doar mi-a spus, acea fată mi-a spus discuțiile pe care le-a văzut ea așa în treacăt, nu a putut să citească fix tot, doar ce a sărit în ochi. Mădălina a aflat de această aventură, adică practic eu m-am dus și am spus. Nu, în momentul în care ne-am împăcat mă simțeam vinovat și nu puteam să trăiesc în minciună și să o mint și pe ea. Și mi-a luat cam vreo săptămână să-mi fac curaj să merg să-i spun. Sincer, reacția Mădălinei în momentul în care eu am spus că am înșelat-o, nu știu, a fost de neprețuit, să zic. Nu știu, adică a fost ceva wow, nu mă așteptam. Efectiv a fost foarte calmă, foarte liniștită, nu-mi venea să cred și zic, băi, totuși am, da, oarecum știam, oarecum, adică a fost foarte liniștită și asta mi-a plăcut maxim, adică nu m-a certat, nu a țipat la mine, chiar a fost, nu mă așteptam la discuția pe care am avut-o să fie atât de liniștită și calmă. Dacă în acest moment s-ar mai întâmpla un lucru de genul, nu știu, să o înșel, cred că ar pune punct și mi se pare foarte normal, pentru că acum nu mai am nicio scuză. Nici atunci nu pot să zic că aveam o scuză, că până să zic, mamă, eram despărțit. Nu, pentru că era caldă treaba, erau două zile de când ne certasem, deci nu pot să zic. Și atunci, da, am greșit, îmi asum. Dar în momentul de față nu s-ar mai întâmpla așa ceva.